Bună ziua, Iași! Văd că părerile sunt împărțite. Domnule prim-ministru, înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, domnule primar al municipiului Iași, domnule președinte al Consiliului Județean Iași, onorați miniștri și parlamentari, excelențe, doamnelor și domnilor, dragi români, îmi face o deosebită plăcere să fim împreună în această zi importantă pentru națiunea noastră, când sărbătorim împlinirea a 161 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească. Mi-am dorit ca prima mea întâlnire cu românii din acest al doilea mandat să aibă loc aici, la Iași, unul dintre centrele simbolice ale modernității, spiritualității și românității noastre. Vă mărturisesc că sunt emoționat de fiecare dată când revin în frumoasa noastră capitală istorică și vă mulțumesc pentru primire. Acum mai bine de un secol și jumătate, la Iași și la București, printr-un act de mare abilitate politică, înfăptuit de înaintașii noștri, au fost puse bazele statului român modern. Pentru noi, românii, nimic nu s-a câștigat ușor și simplu în trecutul nostru. Așa a fost și la 1859, când situația politică a principatelor române era extrem de complicată. Tensiunile, disensiunile politice și sociale, obstacolele interne și externe nu lipseau nici atunci, însă, în ciuda tuturor provocărilor, solidaritatea și dorința românilor de a se uni au reprezentat o forță incredibilă. Nevoia românilor de a fi împreună, transformată mai apoi într-un ideal național, a făcut posibilă prima unire, piatra de temelie a României moderne și europene de astăzi. Citez: unirea este actul energic al întregii națiuni române. Unirea, națiunea a făcut-o. Închei citatul, spunea distinsul liberal Mihail Cogălnicianu. Onorăm astăzi nu doar priceperea și abilitatea unor elite, viziunea și hotărârea lor, ci mai ales substratul modernizator al demersului unionist. Unirea principatelor române a însemnat demararea unor reforme sistemice sub aspect juridic, administrativ, economic și social și a constituit de altfel fundamentul pentru Marea Unire din 1918. Unirea principatelor Moldovei și țării românești, opera extraordinară a generației pașoptiste și a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii, nu trebuie privită doar ca un eveniment istoric, ci ca un ansamblu de lecții prețioase și extrem de actuale pe care elitele vremii ni le-au lăsat moștenire. Dragi români, la fel cum înaintașii noștri au acționat la 1859, politicienii de astăzi trebuie să-și asume rolul de reformatori. Politica are nevoie de oameni curajoși, de toți cei care consideră că a guverna sau a administra o urbe este o misiune onorantă. Avem nevoie de politicieni vizionari, pasionați, integri și pregătiți, care să-și pună toată priceperea și profesionalismul în slujba intereselor cetățenilor. Avem nevoie de politicieni care să-și iubească țara cu adevărat și să facă din ea o Românie normală. Românii au arătat
fără echivoc că își doresc o țară modernă, prosperă, europeană, o țară în care fiecare cetățean să se simtă respectat, auzit, să trăiască decent, să se poată dezvolta și în care instituțiile statului să rezolve problemele eficient și rapid. România așteaptă instituții publice performante, cu funcționari integri, profesioniști, onești și deschiși, infrastructură de transport modernă, spitale sigure și bine dotate, școli în care să-și ducă în siguranță copiii și unde aceștia să primească o educație la cele mai înalte standarde. Am încredere că actualul guvern înțelege pe deplin nevoile pe care românii le au și că va lua în continuare măsuri concrete pentru a îndrepta toate lucrurile strâmbe. Primele luni au arătat clar că năzuințele oamenilor au fost auzite. Din Parlament, însă, PSD vrea să blocheze toate reformele și de aceea avem nevoie de alegeri anticipate. Acesta nu este un moft, ci o dorință stringentă a societății pentru ca România să se schimbe în bine. Românii vor vota din nou în acest an. Sunt convins că prin alegerile lor vor demonstra încă o dată și încă o dată că nu mai acceptă persoane superficiale și slab pregătite în funcții publice. Cei care urmăresc alte scopuri, cei care nu se vor mobiliza pentru susținerea unor reforme oneste în beneficiul oamenilor, cei care vor încerca să submineze lupta împotriva corupției, vor fi excluși automat de la treburile publice de către cetățeni, prin vot. Îndemn toți românii să nu mai accepte niciun fel de atitudine ostilă modernizării țării noastre și să rămână la fel de angajați în sancționarea derapajelor funcționarilor și reprezentanților statului. Atașamentul românilor față de spiritul, valorile și principiile europene este indiscutabil și a fost demonstrat în nenumărate rânduri, mai ales în ultimii ani. La rândul său, clasa politică trebuie să demonstreze că îmbrățișează aceleași idealuri și principii. Ceea ce am învățat din realizarea unirii principatelor și din modul în care cetățenii au votat anul trecut, este că atunci când românii își propun un ideal și luptă cu hotărâre pentru realizarea lui, nimeni și nimic nu le poate sta în cale. Fac aici, la Iași, din locul în care s-a înfăptuit unirea, un apel către toți politicienii, indiferent de culoarea politică. Nu ignorați forța și puterea glasului cetățenilor, nu ignorați voința lor. Având în vedere alegerile românilor de acum 161 de ani, îmi vin în minte cuvintele lui Victor Plas, consul francez la Iași și martor al înfăptuirii Micii Uniri, care descrea semnificația alegerii domnitorului Cuza astfel, citez: triumful complet al ideilor unioniste și liberale împotriva vechiului sistem de corupție care și-a trăit traiul. Închei citatul. Cuvinte pe care le găsesc extrem de actuale. Votul are puterea de a închide drumul oamenilor necinstiți și de a impulsiona meritocrația, onestitatea, buna credință și profesionalismul. Așadar, dragi români și politicieni de bună credință,
vă îndemn să continuăm pe drumul pe care am pornit acum 5 ani împreună. Consolidarea statului de drept și a parcursului democratic și european al României. Doamnelor și domnilor, pentru că ne aflăm la Iași, în inima Moldovei, transmit un semnal ferm către guvernanți. Românii și România au nevoie de autostrada Unirii. Proiect consfințit prin lege, care obligă statul să realizeze un drum de mare viteză peste Carpați. Provinciile istorice, Moldova și Transilvania, trebuie să fie unite. Fără această autostradă, Moldova nu va putea recupera decalajul economic. Închei prin a vă invita să fim împreună, la fel ca în Hora Unirii, în clipele de sărbătoare, să ne stăm aproape unii altora în momentele grele, să ne unim pentru modernizarea României, să ne concentrăm pe lucrurile bune care ne unesc și să găsim împreună soluții pentru a înlătura acele situații care ne dezbină. Vă doresc să aveți multă încredere și mult curaj. La mulți ani tuturor, oriunde v-ați aflat! Îi adresăm invitația să ne transmită un cuvânt de învățătură înalt preasfinției sale Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Excelența voastră, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule președinte al Camerei Deputaților, excelența voastră, părinte episcop, domnule ambasador, distinse oficialități centrale și locale, dragi oaspeți de peste Prut, distinsă adunare. Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost asupra Moldovei și țării românești în anul 1859, luna ianuarie, zilele 5 și 24. După o lungă perioadă de viață separată, cu multe lucruri în comun, dar și cu asperități și conflicte, cele două provincii românești se unesc într-o singură țară. Oameni puternici, cu viziune, capabili să se depășească pe sine, cu frică și credință în Dumnezeu, au așezat țara pe făgaș trainic într-o așteptare a Ardealului să vină acasă. O singură tristețe umbrea evenimentul din 24 ianuarie 1859. Doar o parte a Moldovei s-a unit cu țara românească. Moldova de sus și Moldova de răsărit erau înstrăinate. Este destinată oare generația noastră sau cea după ea să împlinească fie și numai în parte ceea ce nu s-a desăvârșit atunci? Dumnezeu are cu certitudine planul său în toate. Și ceea ce este imposibil sau foarte greu pentru noi, oamenii, este cu putință la Dumnezeu. Cu gând de recunoștință față de făuritorii Unirii din 1859 și 1918, cu dor de românii înstrăinați în răsărit sau în apus, cu speranță pentru mai bine în interiorul țării, rugăm pe Dumnezeu să ne inspire, să ne ierte, să ne călăuzească și să ne dăruiască putere într-o slujire a oamenilor minunați din această țară. Amin, așa să fie. Mulțumesc! Îi adresăm invitația să ne transmită un cuvânt de binecuvântare preasfinției sale Iosif Păuleț, episcop al diecezei romano-catolice Iași.
Excelența voastră, domnule președinte, înalt preasfinția voastră, domnule prim-ministru, stimate autorități centrale și locale, domnule primar, stimați ieșeni și moldoveni, dragi oșteni, suntem astăzi adunați în acest loc atât de simbolic pentru orașul și țara noastră, pentru a comemora unirea principatelor române și pentru a-i cinsti așa cum se cuvine pe făuritorii României de acum 161 de ani, în frunte cu marele erou al neamului românesc, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Unirea de la 1859 a reprezentat un moment marcant în istoria țării noastre, începutul unor mari transformări, reforme și înnoiri. Atunci s-a concretizat dorința mai veche de unitate a românilor, desăvârșită apoi prin actul unirii de la 1918. Atunci, în 1859, românii au înțeles că România trebuie să fie și să rămână țara celor care cred în ea, indiferent de etnie, condiție socială sau apartenență religioasă. Suntem profund conștienți că după 161 de ani, rolul nostru astăzi nu este nici de cum de a idealiza trecutul, ci de a transfigura prezentul învățând lecția trecutului. De aceea, privim la opera înaintașilor noștri să învățăm și să ne însușim acele valori în care ei au crezut, pe care le-au apărat și pe care le-au așezat ca fundament al României moderne, și anume iubirea față de țară, respectul, toleranța și mai ales pacea și buna conviețuire între români. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, scria atât de frumos marele nostru poet Vasile Alexandri în anii premergători unirii din 1859. Cum ar putea oare aceste versuri să nu ne amintească de motoul vizitei istorice a Papei Francisc în România de anul trecut? Să mergem împreună, spunea Sanctitatea sa la Iași, în fața Palatului Culturii, citez: toți înflorim când ne simțim iubiți, pentru că iubirea prinde rădăcini și ne cheamă să ne înfigem aceste rădăcini în viața celorlalți. Așa cum ne spun acele frumoase cuvinte ale poetului vostru național, care îi dorea dulcii sale românii: fiii tăi trăiască numai în frăție ca nopții stele. Eminescu se simțea fratern, spunea Sanctitatea sa, și pentru aceasta voia ca România, ca toți românii, să fie fratern ca nopții stele. Am încheiat citatul. Îi cer astăzi bunului Dumnezeu să fie în continuare cu noi și să ne ajute să rămânem uniți, să ne ajute să mergem împreună cu încredere și curaj, pentru a putea trăi în pace, în fraternitate și în prosperitate. Cinste celor care au făurit unirea principatelor române, în veci pomenirea eroilor noștri și binecuvântare pentru cei care duc mai departe valorile și idealurile sfinte ale unirii.
La mulți ani, Românie! La mulți ani, dragi moldoveni! La mulți ani, dragi ieșeni! Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului Ludovic Orban, primul ministru al României. Mă uit și văd statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Nu mă faceți să cred că mai sunt aici printre noi alegător ai lui Vogoridă. Pentru că dacă vă aduceți aminte, prima decizie a adunării ad hoc a fost alegerea lui Vogoridă. Eu cred că toți cei care suntem aici la poalele statuii lui Alexandru Ioan Cuza cinstim memoria lui Alexandru Ioan Cuza și cinstim măreața înfăptuire a românilor, a înaintașilor noștri care au pus bazele României mari. Domnule președinte al României, Claus Iohannis, înalt preasfinția voastră, mitropolit al Moldovei, Teofan, preasfinția voastră, episcop Iosif Păuleț, dragi ieșeni, dragi români, domnule primar al municipiului Iași, mărturisesc că am un discurs pregătit, dar am să ies din cadrul discursului și am să vă spun lucruri concret. Moldova a fost nedreptățită în ultimii 20-25 de ani. Dacă analizăm investițiile realizate în Moldova, vom vedea că resursele alocate Moldovei din bugetul central nu au fost niciodată suficiente pentru a asigura dezvoltarea Moldovei. Obiectivul nostru principal este acela de a pune bazele unor investiții serioase în Moldova. Vreau să vă readuc aminte că primul contract de finanțare din fonduri europene a unui spital regional din România a fost semnat pentru construcția spitalului regional din Iași, care va fi finanțat din fonduri europene. Nu s-a semnat nici contractul de finanțare din Cluj, nici contractul de finanțare din Craiova, ci primul contract a fost contractul de finanțare a spitalului regional, care va fi la standarde europene și va oferi servicii de calitate către toți cei care vor avea nevoie. În ceea ce privește autostrada, nu vreau să vă spun foarte multe lucruri, dar nu noi suntem cei care am inventat un PPP ca să mai tragem de timp câțiva ani de zile și i-am pus pe unii care n-au nicio legătură cu construcția autostrăzii, respectiv Comisia de Strategie și Prognoze, ca și cum ai pune un profesor de drept să construiască autostrăzi. Marți, în ședința de guvern, vom adopta ordonanța de urgență prin care vom încheia parteneriatul public-privat și vom muta de la Comisia de Strategie și Prognoză, acolo unde este locul, la Ministerul Transporturilor, obligația de a gestiona acest proiect. De asemenea, vă spun clar că circulă pe piață o mulțime de minciuni, de fake news-uri. Obiectivul nostru este ca pe exercițiul financiar multianual 2021-2027 autostrada Unirii să fie finanțată din fonduri europene, atât studiile de fezabilitate cât și construcția. Există două mari priorități, autostrada Unirii și autostrada Sibiu-Pitești, care sunt fundamentale pentru a asigura legătura între provinciile istorice și mai ales pentru dumneavoastră să asigure cu adevărat conectarea la rețeaua de transport europeană pe profil de autostradă. Mai mult decât atât, deja pregătim
Știți foarte bine că președintele României a fost acela care a organizat reuniunea celor trei mări, la care s-au pus bazele finanțării unui proiect de autostradă care să asigure legătura nord-sud în estul Uniunii Europene. Și acest proiect, care corespunde în cea mai mare parte cu coridorul nou pan-european, va face obiectul străduințelor și eforturilor noastre pentru a obține finanțare și pentru a-l realiza. De asemenea, am prevăzut și cu siguranță vom realiza acest lucru. Să asigurăm modernizarea căii ferate, a rețelei principale a căii ferate care traversează Moldova, lucru care n-a fost făcut niciodată prin achiziționarea celei mai moderne tehnologii care asigură refacția, reparația capitală sau modernizarea acolo unde este necesar. Vă spun un alt lucru, nu se poate dezvoltare fără investiții. Orice investitor care va vrea să investească în România va fi invitat de noi să analizeze și investiția posibilă într-unul dintre județele Moldovei. Mai mult decât atât, avem un instrument în care putem să determinăm această locare a unor investiții care se numește instrumentul ajutorului de stat, în care vom asigura un ajutor de stat mai mare pentru investitorii care vor investi în Moldova, astfel încât să ne asigurăm că vor alege acea locație. Vă mai spun încă un lucru. Dezvoltarea Moldovei este importantă pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar este la fel de importantă și pentru frații noștri de peste Prut. Pentru că dezvoltarea trebuie să traverseze Carpații, dar trebuie să traverseze și Prutul. Nu trebuie să uităm niciodată pe frații noștri, să nu uităm niciodată că avem o responsabilitate față de ei și că suntem la fel de responsabil ca și liderii politici responsabili de acolo și cetățenii pentru a asigura drumul Basarabiei spre Europa, care în mod obligatoriu trece prin România. Închei prin a-i ruga pe toți aceia care cred cu adevărat că România merită un drum spre recunoaștere internațională, un drum spre a dobândi respectul celorlalte națiuni europene sau celorlalte națiuni. Să fie foarte atenți la tot ce vor vota de acum înainte, să nu se mai lase păcăliți de minciuni, de fake news-uri, de promisiuni de șarte, să judece cum au fost tratați până acum și să-și îndrepte preferința numai pe acei oameni pe care au garanția că sunt serioși și că pot să ducă la îndeplinire marile proiecte ale României. La mulți ani, dragi ieșeni, la mulți ani, România!